Suntem la Grand Prix Arad 2024. Îl avem alături de noi pe Constantin Lupulescu, mare maestru internațional, unul dintre favoriții competiției și campion național de 5 ori. Costică, bine ai venit! Bine v-a găsit, mulțumesc! A câta oară la Arad? Mai ai idee? Cred că am jucat măcar de 6 ori în Arad. Cred că am jucat o dată și un rapid, dar multe turnee clasic. Amintim că este a 17-a ediție, iar anul ăsta este a 2-a ediție când Arad face parte din circuitul Grand Prix. Cum a fost runda de astăzi? N-a fost chiar o rundă ușoară, adică partida a părut facilă, dar mai ales cu sistemul acesta accelerat, a fost de luptă, a trebuit să fiu precis la un moment dat. Amintim spectatorilor că Arad folosește un sistem accelerat, ceea ce presupune faptul că în primele runde adversarii se întâlnesc cu niște concurenți mai puternici. Astăzi ai întâlnit o adversară din Turcia, maestră internațională, aproape 2200. Cum a fost partida? A fost o partidă de luptă. Cred că am surprins-o un pic pe ordinea de mutări din deschidere și nu s-a descurcat foarte bine, adică ar fi trebuit să se apere de o poziție ceva pasivă, dar a încercat foarte mult să cumva să vină pe contraatac, ceea ce poziția nu i-a permis. Hai să ne uităm. Am selectat câteva momente cheie și unul dintre acestea cred că ar fi la mutarea 12, când ai decis să joci E4. De ce ai făcut această mutare? Crezi că era necesară acum? Mai putea fi pregătită? Cred că întotdeauna poți să joci un tur F1, poți să joci un H3, dar am simțit că acum ar fi un moment bun ca să, practic, să-i dau și ei de gândit. La un moment dat, de exemplu, dacă mai joc poate un H3, joacă un H6 și nu mai e atât poziția, nu se mai amenință să iau, să zicem, să iau un H7 uneori. Deci caracterul este unul destul de static și ai decis cu E4 să dinamizezi puțin poziția. Da, un pic. A urmat de E4, de multe ori se bate întâi cu calul, dar acum nu contează. Acum nu contează, dar nu e can catalan. Cal E4, nebun E4, cal F6 ar fi fost mutarea normală, nebun D3 și să stea cumva, să joace, de exemplu, un H6 sau un turn F8. Să pregătească C5. Înțelegem că C5 n-ar funcționa. C5 nu funcționează din cauza lui D5, ED5 și turn F1. Nu are un câmp foarte bun de damă. Dacă pleacă din damă C7, nebun F6, e un dezastru strategic. E motiv tactic aici. Bun. Și atunci, văzând că nu are acest C5, de regulă, jucătorii turci, din experiența mea, joacă ceva mai tactic, mai dinamic. Da, încearcă. Atunci am încercat acest F5. Nebun de 3, C5. Da. Cumva e o încercare validă, pentru că dacă nu jucăm continuarea din partidă și cum o mutare normală precum debate la C5, negru preia chiar inițiativa. Da, are pozițiile bine puse chiar pentru un atac pe flancul regelui. Nebunul meu din D3 nu folosește la mare lucru, e chiar o poziție plăcută pentru negru. Dar bineînțeles, știam că genul ăsta de poziție am mereu D5. D5, foarte bine. Și cred că deja e un avantaj mare la alb, da, nu? Da. Dacă ești precis. Eu, bine, în partidă nu îmi dădeam seama, dar arăta promițător. E important că E5 nu funcționează? Da, din cauza lui nebunia F5. Dacă ar funcționa, dacă n-aș putea să iau un F5... Pentru rege H1, să zicem G6. Da. Și cred că este ok negru. Da, negru. Evident, ar vrea extra E4, doar am vrut să arătăm la ce ne referim. Iar la D5 aș fi luat pur și simplu nebunia F5... Și, de exemplu, D4, turn F1, întâi tempo. Nebun da, H7, după aceea nebun H7, nebun E4, cu poziție cu pion în plus. Așa că a urmat această damă F7 destul de nicăieri, interesantă. Destul de interesantă, pentru că, de exemplu, la cal G5 are, pur și simplu, damă H5. Și poziția e, dintr-o dată, m-am gândit să joc o poziție de genul ăsta. F4... Nebunia F4, turnia F4, dar mi se părea că îi dau și ei șanse, damă G5, nu se știa exact. Pentru că începe să aibă, poate, nu mai poți să iau așa bine D6, nebunul B7 poate fi activ. Din motive destul de... A, nu. Aici încă nu este dama în C2 apără, dar nu părea chiar cel mai clean de jucat. Și până la urmă am găsit ideea asta cu D6. Debat la ieși. Da, aici. De A6. Și damă H5. Am înțemat. Era o continuare care trebuie. Adică, bineînțeles, damă E6 e cea mai naturală.
în loc de damă H5 să ia pionul și voiam pur și simplu, poate, mă gândeam poate turne 1 sau poate direct nebunia F5 și nebunia F5 arăta foarte drăguț. Da. Pentru că la turn F5 avem turn D6 și o poziție cu pion în plus. Dar aveam și idei de turn F1, să întâi să aduc să mai activizez o piesă. Ok. Dar bineînțeles, când iei damă D6, trebuie să fii foarte atent pe anumite contre ale negrului. Și ai văzut care... damă H5 când ai jucat D6, da? Am considerat și damă H5 și damă G6. Și damă G6, ok. Și damă G6, da, damă G6 nu face mare lucru. Am și cal H4. Damă H5 e periculoasă. Da, pentru că, de exemplu, e D7, termină un pic subit pentru alb. Ne vine matul. F3 și vine matul, da. Okay. Și atunci a fost important să am, după damă H5, și am văzut că în avans cam nebune 2. O tare foarte importantă și, practic, prin descoperire atac nebunul D6 care mă dădea mat. Dar urmează totuși o secvență unde trebuie să calculezi. Așa, da, nebunia F3, turn D6, nebunia E2. Da, în momentul ăsta am o piesă în minus, dar ea este necoordonată, ea târnă piesele. Am zis că aici am mai multe soluții. Turne 1, poate și 7 era și asta era o continuare interesantă. Dar turne 1 iarăși părea mai simplu. Uh-huh. Juca nebun F3, interesant. Cumva, iarăși, dacă încerc să iau calul sau să fac ceva, iarăși se întâmplă mat. Cu damă G4. Un motiv tipic, nu? Da. Ok. Și atunci a urmat... Nebun F3, GF3, mărca mi-a deschis un pic regele. Cal F6 și aici, iarăși, un moment important. Că dacă joc o mutare cum e turn de 8, o mutare leneșe, să spunem, turn de 8, îi mai dau ceva activitate negrului. Turne 8, nu mai, adică mai minimizez un pic avantajul. Pionul încă E7, o concesie se duce avantaj. Exact. Atunci damă de 3 a fost importantă, turn de 6, damă de 6, damă F3, turne 3 importantă. Mai văzusem, de exemplu, era o idee frumoasă, în loc de turne 3, nebun F6. Uh-huh. Și, de exemplu, dacă joacă turnia F6, am E7. Foarte drăguț. Da. Dar problema e că turn G6, chiar și damă G3, da, orice câștigă. Dar problema e că după nebun F6, care e inexact, începe să mă ia la șahuri. Nebun F6, damă G4, iarăși nu e rege F1 și da, nu e atât de clean. Damă H3 sau F6. Și atunci turn E3 ca să elimin orice. Damă H5, E7. Turneam nebun F6, aici nu are damă G6 șah să ia nebunul din cauza la turn G3 și e legat în continuare. Uh-huh. Am mai încercat cu ultimele secunde F4, uh-huh, pur și simplu damă F4, e F6, damă F6, bine mat. Mai poate să dea un șah, dar atât. Și a cedat. Ce învățăm? Înțeleg că, deși ai dominat strategic, era foarte important ca să închei partida să nu scape nimic de ordin tactic. Da, în general se întâmplă așa, adică chiar dacă ai avantaj mare pozițional, de multe ori este necesară și precizie. Ok. Practic aveam un sfat de la un antrenor pe vremuri că cele mai grele poziții sunt acelea în care ești câștigat. Da. Are sens acest sfat sau cum l-ai putea comenta? Spune că e probabil unul dintre momentele în care trebuie să fii cel mai concentrat este când ești câștigat. Pentru că după aceea, dacă faci niște mutări din mână, poate să-ți scape ușor avantajul. În special pentru tineri, pentru copii sau pentru jucătorii fără experiență, de regulă când ajungi stă mai bine, ne relaxăm. Exact. Și atât de ușor se poate întoarce o partidă. Ne gândim deja, bifăm punctul și așa mai departe. Adică nu că nu mi s-ar fi întâmplat și mie de multe ori. Bun, dar după o carieră atât de lungă cu atâtea succese, nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Nu așa des. Sperăm. Ce urmează pentru tine după Arad? Vom avea cu echipa națională un meci cu echipa națională a Angliei, meci foarte interesant, și după aceea Olimpiada. Olimpiada unde vei prezenta România la cea mai importantă competiție a anului. Da. Super, mulțumim foarte mult pentru comentarii. Înainte să încheiem am avea o serie de întrebări fulger. Ok. Primul rând, deschiderea favorită. Sicilian. E4 sau D4? Depinde.
Poziții închise sau deschise? Deschise. Deschise. Cal sau nebun? Nebun. Nebun. Pozițional sau agresiv? Agresiv. Ok. Magnus Fischer sau Kasparov? Magnus. Magnus. Clasic, rapid sau blitz? Clasic. Și în ultimul rând, pasăre de noapte sau, sau de dimineață? Am început ca pasăre de noapte, acum dimineață. Ok. L-am avut alături de noi pe Constantin Lupulescu. Mulțumim foarte mult. Niște gânduri pentru cei care se uită la șah? Doresc să vă bucurați în continuare de șah. Avem, practic, unul dintre cele mai puternice concursuri de șah clasic care a fost în România. Avem 32 de mari maestri, cred. Deci, cu siguranță aveți multe de văzut. Mulțumim!